Nume bun e mai de dorit decât o bogăție mare. Și a fi iubit e mai prețios decât argintul și aurul. Bun venit la cel de al 10-lea studiu, Iacov devine Israel. Oricare ar fi numele tău, oricât de frumos, oricât de duios, oricât de plăcut, va trebui ca să căpătăm fiecare dintre noi un nume nou și o să vedem ce înseamnă lucrul acesta. Oricare ar fi vița de neam din care ne-am născut, va trebui să avem o identitate nouă. Pentru că la 1 Petru, capitolul 1, cu 16, spune că după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Astăzi vom discuta despre aceste metamorfoze sfinte despre care vorbește această lecție, împreună cu fratele Stanislav Becciu, pastorul bisericii. Bun venit, frățioare, la studiul nostru. Mulțumim pentru invitație. De fiecare dată sunt bucuros să fiu împreună, să fim împreună. Da. Și prietenul meu, pastorul moldovan, Alexandru, bun venit și mulțumim pentru invitație, pentru acceptarea invitației care ați primit-o. Domnul să fie lăudat pentru ocaziile care le pun la dispoziția noastră și să fim de folos pentru noi și pentru cei care ne vor asculta. Știm că sunt multe activități pe care le avem, dar e bine când ne lăsăm chemați de Domnul ca să petrecem împreună cu prietenii noștri și vreau să vă spun că de fiecare dată, fie din România, din Spania, din Austria, de unde primim aprecieri și încurajări, sunt foarte binevenite și vă mulțumim că sunteți alături cu noi. Aceasta ne face să înțelegem că timpul e prețios, dar e valorificat și e folositor pentru noi. Vom ruga pe fratele Stasic să se roage împreună cu noi, ca Domnul să binecuvinteze studiul nostru. Tatăl nostru care locuiești sus în ceruri, ne plecăm înaintea feții tale cu mult respect și mulțumire pentru aceste ocazii pe care le avem la dispoziție, ocazii de a ne aprofunda în adevărul tău și a extrage de acolo acele lecții de viață pentru noi cei care trăim în aceste condiții care le dictează într-un fel sau altul împrejurările și lumea în care trăim. Avem nevoie de ele. Amin. Pentru ca să fie scutul nostru și să ne ajute să nu ne abatem nici la stânga, nici la dreapta de pe calea ta, ci să ajungem la scopul propriu zis pe care ne l-am propus, acolo unde ne aștepți tu cu multă bucurie și dragoste ca să ne dai împărăția ta. Amin. De aceea te rugăm, dă-ne Duhul tău sfânt cu această ocazie și ajută să vedem în profunzime adevărul pe care dorești să ne dai astăzi și în urma înțelegerii lor să te putem lăuda și proslăvi pe tine prin viața și activitatea noastră, prin Domnul Iisus. Amin. 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 Lecția de astăzi implică foarte multe lucruri interesante și unul din ele este acea transformare a vieții, transformare, schimbare de identitate, dacă se poate spune așa. Și mi-amintesc un cuvânt de la din prorocul Isaia, referindu-se la Iacob și în experiențe și viziuni, vorbind despre timpul sfârșitului, spune că vom trece prin marea strâmtorare a lui Iacob. Și acolo spune, căutați și vedeți, naște vreun bărbat? De ce s-au îngălbenit toate fețele? Groaznică este ziua aceea și cine va trece prin ea? Spune Iacov, strâmtorarea lui Iacov va fi reeditată în experiența poporului Dumnezeu. Dar spune, da, Iacob, Israel, va trece cu biruință. Și în același timp, dacă nu mă înșel, patriarhi, profeți sau profeți și regi vorbește despre aceea că poporul Dumnezeu are nevoie de această experiență, pentru că viața noastră, de fapt,
poate fi împărțită în două faze, până la și după. Adică până la întâlnirea cu Dumnezeu și după întâlnirea cu Dumnezeu. Și atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, are loc o schimbare, sau cuvântul pe care l-ai folosit mi-a plăcut, metamorfoză, care este destul de dureroasă, dar este nevoie pentru ca să trecem prin ea și să avem parte de ceea ce Dumnezeu ne propune. E posibil să ai experiență de ani de zile în credință, în biserică, și încă să nu fi trecut prin această dureroasă transformare? Ar fi posibil să fie posibil, dar dacă încă n-ai trecut, fii atent că nu treci. Nu scapi. Nu scapi, da. Nu treci fără asta, pentru că... Și slavă Domnului că nu se trece pe asta. Păi asta este necesitatea pentru care... care ne ajută să ajungem acolo unde ne-am ales, de fapt. Eu aș spune cu siguranță că așa ceva poate exista. Și dacă mă întorc înapoi la viața lui Iacov, studiul trecut, dacă vorbim despre el, acolo se spune că Iacov era mai mult înclinat spre lucrurile spirituale. El era mai pe lângă mama, probabil mai mult studia, mai mult cerceta, mai mult se ruga, dar a avut loc și un moment de cădere care a avut un impact foarte puternic asupra vieții lui. O parte bună din viață, practic, a fost o nenorocire pentru el. Deci vrei să spui că ai prins momentul că el avea o structură religioasă, exact. Faptul că a prețuit dreptul de întâi născut. Exact. Înseamnă că el avea stofă de om spiritual. Și totuși, poți să fii spiritual, dar să ai carențe în dezvoltarea comportamentului. Da, și lucrul acesta se vede pe parcursul întregii vieți a lui. Pentru că oriunde merge, orice face, se vede că îl face cu Dumnezeu. Nu este lipsit de relația aceasta cu Dumnezeu și are succes, dar... mai trebuie ceva. Da, mi-a plăcut un copilaș purta un maieu, pe spate era scris în engleză, spune rabdă-mă că Dumnezeu încă n-a terminat cu mine, abia a început lucrarea. Da. Și noi toți suntem copiii lui Dumnezeu, care suntem așteptați să creștem odată, să fim, până vom crește, la statura de om mare, adică la chipul Domnului Hristos. Domnul Dumnezeu, când ne-a creat, a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Dacă ne gândim un pic la nume, Iacob, a fost nevoie, a fost necesar ca să se schimbe numele acesta, pentru că nu prea suna bine ăla care apucă de călcâi sau șmecherul sau cine știe cum suna în limba lor acesta. Da, unii mai spun înșelătorul, mai traduc și așa, da. Da. Oricum, ce semnificație poartă numele? Zaharia, Alexandru, Stasic, Stanislav, astea sunt doar litere, dar în spatele numelui, ce se ascunde în noțiune biblică a cuvântului? Păi vedeți, dacă aș încerca să spun acum în loc de Zaharia, Alexandru sau Stanislav, nici pe minte nu mi-ar trece că tu ești căsătorit cu Lilia, că slujești acum în Călăraș, Sadova, și așa mai departe, că ai atâția ani și așa mai departe. Adică numele nostru este ca un banc de informație care vorbește despre noi de la naștere și până la momentul în care trăim. O identitate. Exact. Iar această informație nu întotdeauna este informația care ne-ar plăcea nouă. Și așa cum am spus mai sus, atunci când trăiești viața fără Dumnezeu sau când îți permiți să te torci cu spatele la Dumnezeu, în bancul acesta de informații ar putea să apară niște lucruri care nu ai fi dorit să le cunoască toți cei care te înconjoară, care îți sunt dragi și în mod deosebit Dumnezeu, dar nu așa este. Da. Deci numele contează foarte mult, pentru că el poartă în spatele lui toată informația despre noi ca indivizi, ca identitate. Când Domnul a spus că voi trece, voi face să treacă numele meu lui Moise, i-a spus. Și Domnul i-a spus numele. Blând, sunt îndurător, milostiv, iartă greșele, dar nu trece cu vederea păcatele, ci administrează așa mai departe. Deci am putea să spunem caracterul omului. Cu siguranță. Persoanei. Cu siguranță. Da? Da, și e foarte important, mi se pare că dacă în timpul nostru numele devine un banc de informație după, adică după ce ai fost, ai trăit și... Alexandru, da, e clar.
În vechime era un pic altfel. Numele ducea informație dinainte. Și Iacov încă nici nu visa să fie înșelător. Dar deja numele lui însemna înșelător. Dar la moment ce Dumnezeu face schimbarea și omul acesta devine alt om, trebuie să fie schimbat și numele și să fie și numele corespunzător. Da. Deci în felul ăsta fiecare om trebuie să treacă prin, chiar dacă nu îi se schimbă numele în viața asta, dar trebuie să treacă prin această schimbare de caracter, dacă ar fi. Domnul Hristos i-a spus lui Nicodim, un om în vârstă, grizonat, un om cu un bagaj de ani în urmă, i-a spus, dacă nu te naști din nou, nu poți să vezi împărăția cerurilor. Și avem multe versete care arată că cine este în Hristos este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Da. Deci Iacov are o experiență. De ce a avut nevoie Iacov de această experiență la Iaboc? O experiență dureroasă. În primul lucru, din care se alege cu șchiopătat, cu... Da, primul lucru care îmi vine în minte și sigur că îl întemeiesc pe Sfânta Scriptură este simțământul de vinovăție pe care l-a purtat toți acești ani. Vreau să zic că toți cei care trăiesc acest sentiment sau aceste emoții ale vinovăției, mă înțeleg foarte bine ce vreau să zic acum, pentru că astfel de lucruri ele nu fac nimic altceva decât te distrug ca personalitate. Stigmatizează, da? Da. Și mai ales când îți dai seama că, de fapt, cel care a fost înșelat de tine, care a fost insultat de tine, este o persoană foarte aproape. Este fratele tău, sora, mama, tata. Și noi știm cu dumneavoastră, eu de multe ori am spus că sunt studii care ne vorbesc despre aceea că 80, chiar și mai mult procente din oamenii care se află în spitalele de psihiatrie sunt oamenii care au ajuns acolo că acest simțământ de vinovăție a fost atât de puternic încât ei nu s-au putut isprăvi cu el și au ajuns acolo. Au niște lucruri nerezolvate în viața lor? Exact, dar mai spun învățații că 80% din acești pacienți, dacă li s-ar spune că sunt iertați sau că ei pot ierta, ar pleca acasă sănătoși. Deci astea sunt niște lucruri foarte serioase și mă gândesc că sentimentul acesta l-a urmărit pe Iacov pe parcursul vieții lui. Și dacă mă întorc înapoi la studiul trecut, mi-aducem aminte când Laban îl înșela, dar el a acceptat toate aceste lucruri. El încerca cumva... Își primea lecțiile. Exact, dar până la urmă nu s-a eliberat. Avea nevoie de ceva mai mult. Avea nevoie de Dumnezeu care să elibereze sufletul lui împovărat de această povară. Deci, până la urmă, poate că înțelegem din ce cauză Domnul Hristos a spus să nu treacă soarele, să nu pună soarele peste mânia voastră. Adică nu e nevoie să treacă ani de zile până se rezolvă așa problemele. Câteodată îți dorești, dacă ai nimerit în astfel de situații, îți dorești un singur lucru, ca rezolvarea lui să vină cât mai repede, să te eliberezi ori. Da. Într-un fel te eliberezi și trăiești mai ușor, de altfel te prăbușești. Da. Și pe lângă simțul vinovăției, probabil că, adică cred eu că trebuie trecut cu vederea și frica, știind că, da, cel care l-ai înjosit, l-ai nedreptățit, este cineva aproape de tine, știind că e plin de ură și dornic după răzbunare. Momentul ăsta se vede clar în tot procesul lui Iacov, că el tremură, el nu știe ce se va întâmpla. Și noaptea aceasta l-a făcut să treacă mai adânc. Rezolve situația, da. Cine era acel tainic, inamic cu care, să spunem, s-a întâlnit el în noaptea aceea? Îmi place foarte mult ce spune lecția școlii de sabat, pentru că termenul care îl folosește Moise în Geneza este un termen care este folosit mai târziu în cartea lui Daniel, apoi Iosua folosește termenul acesta ca un om, adică el face referință la o ființă
spirituală, o ființă duhovnicească. Și nu numai atât, îmi place foarte mult aici că Iosua îl numește chiar Yahweh, adică îl numește chiar Dumnezeu. Daniel folosește terminul acesta referindu-se la Mihail. Da, deci este foarte clar că Iacov înțelege foarte bine cu cine are de-a face acolo pe malul râului Iaboc. Cum i-a pus numele la porțiunea asta de pământ? Râul Albastru, da? Așa? Râul Iaboc, Râul Albastru. Deci, și spune Penuel, am văzut fața lui Dumnezeu. Fața lui Dumnezeu. Și-a dat el seama cu cine a avut de-a face. Da. Da. Lucrul ăsta este foarte important pentru că în moment când tu înțelegi pe ce teritoriu te afli, în moment când tu înțelegi cine stă în fața ta, știi cum să acționezi mai departe. Și eu cred că Iacov a înțeles că asta este poate unica lui șansă din viață să folosească momentul și să se apuce cu ambele mâini de Dumnezeu pentru ca să-și rezolve atât problemele lui, cât și asigurarea că Dumnezeul acesta îl va primi ca închinător și mai departe pe parcursul lui. Ai vrea chiar să citești rezultatul luptii 32:28? Da, sigur, cu mare bucurie. Apoi a zis: numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel. Adică în traducere ceea ce înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu. Căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Extraordinar. Ca să te întâlnești cu oamenii, trebuie mai întâi să te întâlnești în fiecare zi cu Dumnezeu. Îmi aduc aminte, în una din comunități treceam cursuri biblice cu o doamnă. Și când a ajuns la pasajul acesta, s-a revoltat și a spus: cum așa? Cum poate să-și permite omul să lupte cu Dumnezeu? Așa ceva este imposibil. Dar sigur că atunci când înțelegem sensul acestei lupte, ne-am dorit foarte mult să ne luptăm. Și care a fost acel arsenal al lui Iacob cu care s-a luptat cu Dumnezeu? Rugăciunea. Rugăciunea. Și insistența. Pocăința. Exact. Nu te las. Până nu mă binecuvântezi. Până nu mă binecuvânta. Și las-mă că plec. Dacă suntem cinstiți, când reușim să fim cinstiți, trebuie să recunoaștem că, de fapt, toți luptăm cu Dumnezeu. Toată lumea luptă cu Dumnezeu. Numai Iacov lupta cu Dumnezeu ca să aibă încrederea că este primit de Dumnezeu, că Dumnezeu îl iartă, că îl va ajuta. Și o mulțime de oameni luptă cu Dumnezeu în sensul că lasă-mă în pace ce ai cu viața mea și aceasta da, este. Da, da. Dar oricum, de luptat, luptă fiecare. Mi-amintește la Geneza 6, spune că Duhul meu nu se va lupta pururea cu om. Adică, da. Într-adevăr, e o luptă foarte acerbă cu firea asta pământească. Da, Domnul ar putea să ne cape un gândac să ne strivească, dar El vrea ca să... Deci lupta lui Dumnezeu cu noi e de altă Eu cred că Iabocul are o semnificație foarte profundă pentru noi. Lecția ne vorbește despre aceea că Iabocul este locul unde se caută Dumnezeu. Este locul unde te întâlnești cu Dumnezeu. Și nu numai atât, Iabocul este și locul când tu recunoști că nu ești nimic. Că toată înțelepciunea și forțele de care deții, la un moment dat îți dai seama că ele nu costă nici 2 bani. Hai să discutăm un pic despre... Și Iabocul este locul unde poți în sfârșit să ai simțământul acesta tare: Dumnezeu este cu mine. Deci fiecare dintre noi trebuie să avem Iabocul nostru, da, în viață. Da, în lupta aceasta înțelegi că numai Dumnezeu este cel care... Să lași ifosele, să lași pe care te poți aerele. Bizui, exact. Te poți sprijini, da. Da. Aș vrea ca să vedem, știți că Iacob a primit o veste nu prea bună, că vine fratele, dar vine cu 400 de oameni. Noi nu știm cum era aranjată oștirea lui Esau, dar cum aranjează Iacob oștirea lui? Și să le comentați un pic aceste detalii. Îl văd pe Iacob aici ca pe un strateg foarte puternic și un strateg care se deosebește de strategii lumii noastre. Pentru că, de fapt, ceea ce îl deranjează sau ceea ce îl îngrijorează cel mai mult pe Iacob sunt cei dragi ai lui. Este familia lui, copiii pe care el i-a dus până aici și crede că ar putea aici să se termină toate lucrurile. Dar
De rău de bine erau 12 copii. 11 aici erau. Erau 11, da. Erau 12. Mm. Era și Dina. Da. Era și Dina. Aici, da, aici da. E dreptate. Când vorbim de 12 patriarhi, este altceva, dar aici era și Dina, era fata lor. Și când vezi cât de mult el gândește și lucrează ca familia lui să se simtă în siguranță, da? Îi trece partea cealaltă de... Cu toate că înțelegea foarte bine că, de fapt, împotriva a 400 de oameni, nefiind înarmați, sigur că lupta, din punct de vedere omenesc, aici este pierdută, 100%. Dar aș vrea ca să prindem așa un fir. De ce îi pune întâi pe fiii Bilhe cu Bilca, fiii Zilpe cu Zilpa, fiii Lei și, la urmă, Rebecca și cu Iosif? Da, dar uitați-vă că noi vedem clar din context că Iacov nu se pregătea de luptă. Stăpânul meu, acesta este un dar pentru tine. Robul tău. Robul, acesta este un dar și acesta este un dar. A pregătit un val de proceduri așa. Cadouri. Care să stingă, da. Și oricum faptul că el trece partea cealaltă de râu, faptul că el încearcă cumva să-i ducă într-un loc mai sigur, asta vorbești despre ceea că s-a aștepta da, la astfel de... Sigur. El înțelegea foarte bine că nu are nicio șansă să câștige, că ne-au spus 400 de oameni, călare toți pe cai. Deci și ați observat armată. Acolo, spune el în câteva rafale de care? Da. Câteva valuri de cadouri, oi, da. Țapi, una după alta și ele erau între ele distanță. Dacă prima nu îi impresionează, a doua, dacă a doilea val încă nu, a treilea. Și cine era în frunte, pe prima linie de bătaie? Cine eu aș fi dorit să mai menționez aici un lucru, Zaharia. Mă gândesc eu că în momentul acela Iacov își dă bine seama că aici ar putea planul lui Dumnezeu pe undeva să ieșuieze. De ce pune întâi fiii Bilhei, Zilpei? Pentru că ei sunt robi și el înțelegea foarte bine că nu din ei va veni Mesia. Mesia trebuia să vină din soția legitimă, da? Să zicem așa. Și de aceea el încearcă să-i pună în siguranță anume pe ei. Dar ceea ce se... Cât că avea și afectivitatea. Exact. Lui. Și ceea ce se aruncă în ochi cel mai tare este felul cum el... Adică el merge în fața tuturor. În frunte. El încearcă să ia prima lovitură, să o ia asupra lor. Și cu ce rafale iese el? De 7 ori. Cu închinăciuni. De 7 rafale. Da, 7 închinăciuni îi aduce, care au și ele un simbolism la timpul lor. Adică vorbește ceva despre rugăciunile și binecuvântările care au fost primite de la tatălui. Și asta trimite un mesaj fratelui lui. Ce ar fi dacă în bisericile noastre, noi suntem toți slujitori în biserici, ce ar fi dacă frații ar face așa rafale? Închinare, stimă, pocăință, umilință. Să ne ajute Dumnezeu. După cum Iacov le-a pus la rând, dar el a mers înainte, să mergem și noi înaintea oamenilor. Super. Cu rafale de... Da. Dragoste, no, vedeți, noi avem și noi istoria noastră. Avem istoria noastră când chiar Biserica Adventistă de ziua șaptea, când frații care conștientizau foarte bine responsabilitatea care era pusă pe umerii lor și în același timp înțelegând poate pe undeva intrigile care erau între ei, cât de frumos Duhul Sfânt a lucrat la inima lor, cât de frumos i-a dus la pocăință. Și avem în istorie când chiar la conferința generală, toți delegații adunați împreună s-au cerut iertare unii de la alții și cât de frumos istoria povestește că lucrarea practică a izbucnit. Atunci când este unitate, când este înțelegere, când este dragoste, atunci lucrurile se schimbă. Dar ce vis avuseseră, Renuai, vă amintiți? Avuseseră menite un vis că s-a ridicat un frate, a cerut iertare, s-a ridicat al doilea, al treilea, a mărturisit și spune că s-a cuprins un foc de dragoste în biserică și spune că când m-am trezit, ăsta a fost un vis. Și cred că frații au fost emoționați de ce ar fi putut să fie, da. Că pe urmă au pus în practică visul ăsta care, exact. Da, care Domnul l-a dat. Da, într-adevăr, aici e o luptă în ce și făcea Esau și ce și făcea Iacob. Sunt două strategii de luptă. Ăla venea cu sabia,
Dar Iacov a venit cu altceva și nu degeaba spunea Domnul Hristos că mai mari lumii vin cu putere, cu forță, dar între voi să nu fie așa. Eu, dacă îmi dați voie, aș vrea să menționez aici un lucru, pentru că lecția școlii de sabat ne indică momentul acesta. Adică anume starea și atitudinea pe care a avut-o Iacov în momentul luptii cu Dumnezeu. Exact această stare îl însoțește și în momentul când el se întâlnește cu fratele lui. Pentru că, dacă dumneavoastră ați fost atenți aici, se spune așa, mai târziu Iacov avea să spună despre Esau: cum am uitat la fața ta, cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu, și tu m-ai primit cu bunăvoință. Deci Iacov trăiește această experiență de două ori. O trăiește cu Dumnezeu, pentru că el în primul rând avea nevoie de iertarea și acceptarea lui Dumnezeu, și apoi se repetă cu fratele lui. Pe cum așa, să te uiți la fratele tău ca la Dumnezeu? Este undeva porunca asta? Păi, sunt două momente pe care aș vrea să le menționez. Este aici în Noul Testament, dacă am amintit. Este sigur că să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Domnul Hristos a spus, s-a identificat și a spus ce faceți celul mai mic din acești copilași, mie mi-ați făcut. Deci el se identifică. Asta este, pentru că atunci când tu te-ai întâlnit cu Dumnezeu și ai înțeles pe Dumnezeu, atunci tu înțelegi și atitudinea lui Dumnezeu față de cel care stă în fața ta. Mm-hmm. Și adică îl tratezi exact așa cum te tratează Dumnezeu pe tine. Cine zice că îl iubește pe Dumnezeu, dar pe fratele nu? Foarte frumos. Mi-a plăcut că ai accentuat chestiile astea, întrebarea asta, că de multe ori ne uităm la Dumnezeu într-un fel și la biserică în alt fel, pe când o altă strategie e prevăzută în Scriptură. Da. Deci lupta lui Iacov era o altă luptă. Cu siguranță. Da. Felul de comportament, de etică a lui Israel era un alt fel de comportament și de etică ca celor din Canaan unde au ajuns. Deci ei în sfârșit au ajuns la Sihem, cetatea Sihem, dar și-au făcut corturile lor, și-au făcut tabără, așa, așa. Și se întâmplă un incident care Iacov se vedea deja liniștit, pașnic, așa, dar un eveniment care aduce multă durere. Necaz. Evenimentul Dina. Ce ați putea să comentați? Care se începe de la ceva parcă foarte banal, nesemnificativ, nu ceva ieșit din comun. A ieșit să vadă fetele țării. A ieșit să vadă. Ce rău. Parcă nu e nimic vrednic de condamnat, vrednic de... Dar mi se pare un moment foarte important aici. Nici Dina, când merge să vadă fetele țării, nu-i spune lui Iacov, nu se sfătuiește cu familia, nu întreabă pe nimeni. Și nici frații ei, mai târziu, când ajungem la istoria, nici ei nu-i spun tatălui despre planul lor. Deci, aceasta vorbește despre ceva. Se vede că Dina știa poziția tatălui, a familiei, știa ce sfaturi le va fi dat. Dacă îl întreabă? Și dacă îl întreabă, nu mai vede fetele țării. Și atunci nu se întâmplă ceea ce s-a întâmplat. Sunt niște lecții foarte puternice aici, dar mai întâi de toate nu aș evita să mă gândesc și la faptul cum a ieșit Dina să vadă fetele țării. Probabil că a vrut cumva să fie asemenea acestor fete de i-a fost atrasă atât de multă atenție. Pentru că dacă privim în cultura de atunci, în astfel de familii, și mai ales mă gândesc eu în familia lui Avraam, Isaac, Iacob, era și o cultură a îmbrăcămintei. Când tu nu puteai să-ți permiți să arăți poate unele părți ale corpului tău ca ele să fie cumva ispititoare, atrăgătoare pentru altcineva. Însă în istoria aceasta noi vedem cu dumneavoastră că nu știu cum ea arăta,
poate că arăta altfel, că de obicei atrage ce... N-ai mai văzut asta? A apărut fata asta, ca, unde? Păi dar n-am nu, mai văzut nu așa fete, nu, dar nu, e altfel. Nu mă gândesc că dacă a apărut în niște haine așa cum le vedem noi astăzi în lumea islamică, musulmană, da? Mare atenție pot să atragă treaba asta. Probabil că în ea a văzut o altfel de frumusețe. A fost ceva. Și vreau să spun fetelor noastre, să știți că fetele care sunt adventiste de ziua a șaptea au un șarm al lor pus deoparte. Sunteți de acord cu asta sau nu? Deci nu cele care vin sâmbătă la adunare, dar adventistele de ziua a șaptea. Au și băieții lor le place să se distreze cu... Oricine. Dar când aleg ceva și spune că i s-a lipit inima de ea, asta e o marfă nu prea obișnuită. Da. Pericolul pe care îl văd aici este următorul, că așa se întâmplă și astăzi, de fapt, în biserici, când tinerii bisericii doresc să meargă în lume să vadă, dar cum este acolo, cu intenții nu rele. Adică să văd cum se distrează tinerii de astăzi, să văd unde merg ei și în felul acesta călcăm pe un teren minat. Deci diavolul este cel care ne așteaptă acolo deja. În moment când luăm astfel de decizii, am putea să ne lipsim de protecția lui Dumnezeu și în felul acesta, călcând pe terenul acesta, putem să ne merim în mâinile celui rău care ne poate provoca foarte mult rău. Cândva când mă întreabă, dar ce rău în asta? Să mă duc un pic la discotecă? Nu sar în sus ca ei, dar să mă duc un pic. De obicei spun, dacă întreb ce rău e în asta, sau ce rău să iau 100 de grame, sau ce rău știu eu. Am fraza asta care mi-am însușit-o. Nu fă complimente diavolului. Atunci când spui ce rău e în asta, tu de fapt nu ești de partea Domnului care spune să nu. Tu treci de partea altcuiva. Eu cunosc și astfel de motive, Zaharia. Am vorbit cu foarte mulți tineri și tineri care spun că au mers acolo să predice Evanghelia. Uh-huh. La discotec s-au dus predice Evanghelia sau într-un bar s-au dus predice Evanghelia. Nu e asta cea mai mare problemă. Problema cea mai mare este ce te-a adus pe tine acolo. Dacă tu ai ajuns acolo, cu ce ai venit și cu ce ai ieșit. Dacă tu ai ajuns acolo, deja există în spate o problemă și problema aceasta este relația personală cu Dumnezeu. Aici așa. A fost, așa cum a menționat și fratele Alexandru, poate pe undeva nu s-a sfătuit cu tata, poate undeva nu s-a asigurat că este însoțită de cineva care putea să o țină în siguranță și așa mai departe. Este un moment aici foarte... Cu ce s-a terminat noi știm, dar... Care e lecția care o pot lua tinerii noștri, scumpii noștri, fiicele noastre, băieții noștri? A te juca cu focul e foarte, da, te rog. Da, deci cred că tinerii noștri trebuie să fie foarte conștienți de lucrurile care se pot întâmpla și e nevoie de sfat, de sprijin, iar acolo unde știm concret că nu avem ce căuta, să-ți îndestulezi pofta sau interesul, să-ți satisfaci interesul, mă duc să văd, de la o dorință, parcă aparent nevinovată. Nevinovată, parcă s-a terminat foarte, foarte, foarte grav. De aceea, cred că ar fi bine, mai bine desfătuit și din toată istoria Bibliei care o avem, dacă Dumnezeu vrea să te duci să predici Evanghelia la discotecă, Dumnezeu te va pregăti pentru aceasta și vei fi trimis la discotecă să predici Evanghelia. Nu de unul singur. Vei fi trimis în așa compoziție ca să ieși de acolo cu bine și într-adevăr să... Nu, de obicei astfel de evanghelizări au un rezultat invers când li se predică altceva. Lecția pe care o văd aici eu aș extrage din istoria poporului evreu, pentru că Dumnezeu numește poporul evreu la începuturile lui ca pe o fecioară pe care el a iubit-o, pe care el a adus-o de unde a adus-o, a spălat-o, a curățit-o, a făcut-o frumoasă. Și mai departe vedem de câte ori această fecioară a încercat să se destrăbăleze, iertați-mă de cuvânt, da, cu idolii lumii. La ce s-a ajuns? Robii de ani de zile, 70,
în altă parte 10 ani, în altă parte câțiva zeci de ani. Adică lucrurile acestea nu ne aduc la bine. Odată ce eu nu de mult am vizitat o familie tânără, în care tânărul bărbat mi-a spus așa un lucru, că nu vreau să mai vin la adunare dintr-un singur motiv, pentru că ori de câte ori vin, mi se spune că eu nu sunt așa cum trebuie să fiu, că asta trebuie să corectezi, că asta trebuie să corectezi, și acum nu mai vin la adunare și mă simt cu adevărat liber. Dar este oare asta o libertate? Nu, este o altfel de robie. Dar este o robie care ne place. Ne place. O astfel de robie nouă ne place. Și atunci când ne merim în astfel de robie, deci în timp ea lucrează. Ea lucrează și vom ajunge să culegem niște consecințe, să vedem niște rezultate a astfel de alegeri. Iar aceste rezultate, cu păreri de rău, vor fi regretabile și mă tem că va fi târziu să mai schimb ceva. Exact același lucru s-a întâmplat și în viața Dinei și exact același lucru se poate întâmpla și în viața mea. Da. Ai amintit ceva despre idolatrie și, într-adevăr, poporul Iacov, cu poporul care era cu el, Domnul i-a spus, mergi la Betel și acolo construiește un altar. Și Iacov face ceva ce și Domnul nu-i poruncește, și anume... Da, înlătură tot ceea ce ar putea să împiedice comuniunii cu Dumnezeu. Strânge toți idolii, toate inelile, toți cerceii, toate lucrurile care ar putea fi o piedică de a sta în prezența lui Dumnezeu. Aici observăm că el înțelegea bine cum poți veni în fața lui Dumnezeu. Și Domnul nu-i spusese lucrul ăsta. Scoală și da, vine el acolo. Știa. Dar el se vede. Da, asta am vrut să menționez și el. Da, Domnul nu i-a spus, dar el cred că... Dumnezeu nu-l repet. Ce știe omul... El... Deci Domnul nu i-a spus acum. Da, da, dar eu cred că el cunoștea și Iacov înțelege foarte bine că prin tot ceea ce suntem noi, prin tot ceea ce portăm noi, toate lucrurile la care ne închinăm noi... Sau chiar nu ne închinăm, dar le... ornamental. Eu mă întreb, asta e tot un fel de închinare. Mă întreb, ce căuta la... Spune că pe David, când îl căuta socrusul, a pus în locul lui un terafim acolo și el a fugit. Ce căuta terafimul în casa împăratului? Adică întotdeauna poporul Israel a fost, să zicem, râia asta, a fost lepra asta. Păi, dar soția lui Iacov nu face exact același lucru când merge de la Laban? Așa. Exact același lucru. Ascunde sub șaua măgarului, ascunde idolul. Și-a întins fusta peste idol, da. Și spune, scuză-mă, tată, că nu mă pot ridica. E, nimic, stai acolo. Asta este. Asta deci este. Idolii își caută încinătorii. Ceea ce am vrut să spun, am vrut să spun că Iacob înțelege foarte bine că să mergi la altarul lui Dumnezeu, trebuie să mergi gol, așa cum să-ți golești sufletul înaintea lui. Nu să vii cu toate... Să fii curat. Asta este, să nu vii cu toți, dacă am putea să folosim încă o dată cuvântul ăsta, idolii tăi la care ții și care îți pare că ei te fac cineva în societatea aceasta. Ce se observă din pasajele acestea foarte definit este faptul pentru mine că oamenii cunoșteau, israeliții, Dina, Iacov, toată familia cunoșteau bine cum trebuie să trăiască, ce trebuie să poarte, cum să se îmbrace, cui să se închine, unde să meargă și unde să nu meargă. Dar erau foarte influențați de popoarele din jur. Erau foarte influențați și căutau cumva să se asemene cu ele. Mi se pare că astăzi trăim un timp când întrebarea aceasta este foarte importantă și ar trebui să fim la fiecare pas atenți. De ce mă îmbrac cum mă îmbrac? De ce port ceea ce port? De ce fac ceea ce fac? Pentru că altădată nu ne dăm seama. Nu vedem nimic rău și parcă nu este nimic rău. Dar un idol. Frate Alexandru, mă gândesc și te rog să continui. Mă gândesc la faptul că Simeon și Levi execută. Întâi face tăierea împrejur, apoi taie de tot și așa mai departe. Deci asupra lor se vedea un negru, un nor foarte negru de răzbunare. Ce se spune despre faptul când
El a făcut această, să zicem, reformă în viața lui, cu idolii, cu asta, ce se spune? Apoi au plecat și mai departe este un cuvânt acolo foarte interesant. Groaza. Groaza, da. Domnului? A venit peste... Și n-a pus nimeni. Ce înseamnă groaza aceasta? Groaza când l-au aruncat pe Iona la Ninive, groaza când au prins foarte mulți, o groază de nu groaza care se întâmplă de război sau de altceva, da, deci, o altfel de groază. Oamenii au înțeles că au de a face cu un Dumnezeu atotputernic, care poate să răzbune pentru aleșii săi. Vedem pe Avram la faraon când își dă soția și iarăși cum? Ce mi-ai făcut? Ce mi-ai făcut? Un rău așa de mare. Da, mi-ai făcut un rău așa de mare. Deci oamenii aceștia păgâni totuși aveau o înțelegere că există un Dumnezeu care depășește pe zeii lor și aici, iată, teama aceasta că Dumnezeu se va implica i-a oprit și pe unii și pe alții. O așa fel de groază ar fi necesară pentru lumea în care trăim ca poporul ales al Dumnezeu să o răspândească. Nu groaza că Dumnezeu vă arde, vă pârlește, nu despre asta e vorba, dar o groază ca să nu întristeze. Ar fi necesar? Să nu merg împotriva lui Dumnezeu. Da. Da. Eu cred că aici este chiar o necesitate și ar trebui poate mult să ne gândim la treaba aceasta. Deci uitați-vă, eu aș lega evenimentul acesta de închinare a lui Iacov la altar într-un fel. Iacov îl pune în mijloc pe Dumnezeu între evenimentul care a avut loc, adică între omorurile care au avut loc și viitor. Deci Dumnezeu, ca să-și continue, să-și îndeplinească planurile lui, este nevoie ca Iacov încă o dată să vină la picioarele lui Dumnezeu, să se pocăiască, să dea dovadă de ascultare și Iacov așa procedează. El vine la altar, el construiește altarul, el se închină lui Dumnezeu și după ce se închină lui Dumnezeu, când el spune lui Dumnezeu, Doamne, te voi asculta, ce face Dumnezeu? Dumnezeu inspiră această groază în cei din jurul lor. De ce? Ca să poată planurile lui să se împlinească. Mi-amintesc aici un verset de la Amos 7:8. Când se spune că Efraim, când vorbea Efraim, da, răspândea groaza. Da. Dar cum a păcătuit, a murit. El, deci, răspândea groaza când oamenii duc o viață. De ce spune că așa să fie lumina voastră, ca oamenii văzând viața voastră, faptele voastre, de ce spune și a treia, prima să o lingerească, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Și doar câteva cuvinte, aș vrea să mă opresc puțin încă la altar. Deci uitați-vă, dragii mei, ce se întâmplă. Altarul este locul unde se reunește familia. Observați? Când toți lasă ambițiile lor, felul lor de a înțelege poate unele lucruri, altarul este locul unde noi ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Altarul este locul unde noi întărim legăturile noastre, atât de rudene cât și de familie și așa mai departe. Aici este locul, pentru că acolo, închinându-ne lui Dumnezeu, noi ne dezicem de noi înșine și îl acceptăm pe Dumnezeu ca Domn al vieții noastre. Și se referă la groază, dacă ne amintim despre Domnul Iisus, ce spuneau oamenii, nimeni nu a vorbit cum vorbește Iisus. El. El vorbește ca unul care are putere. Are putere, da? Iată, această putere spirituală să se vadă în viața, în vorbirea noastră, influența aceasta. Și mi-amintesc încă paralel cu asta Ilie când a spus vădova, acum văd că tu ești omul lui Dumnezeu și cuvintele lui pe buzele tale sunt adevărul. Adică cuvintele pe buzele noastre ar putea să nu fie adevărul când... Sigur. Da. Și totuși, când mă gândesc la experiența lui Israel ca popor în perioada de, să zicem, de leagăn, când erau la începuturi, se dau așa evenimente ca Dina, ca Ruben. Despre Ruben se spune că a făcut o faptă reprobabilă, foarte...
De ce sunt totuși incluse aceste lucruri? N-ar fi mai bine fără ele? Adică, de ce raportul Scripturii lasă aceste pete foarte, foarte întunecate pentru posteritate? Dacă privim filosofia de astăzi, sunt foarte multe, și încă Hegel, dacă vă aduceți aminte, el a mers cu ideea că răul cu binele trebuie să meargă împreună, pentru că astfel nu putem progresa. Deci ori binele, dacă este doar binele sau dacă răul, deci lumea nu poate progresa. Doar fiind împreună, nu yang și... Yin și yang. Deci, da. Exact aceeași idee o transmit. Însă Biblia ne prezintă nou faptul că trăim în contextul păcatului și păcatul își face lucrul pe care îl are de făcut. Însă, în același timp, ne arată că Dumnezeu este cu omul care trece prin toate aceste probleme. Și probabil că lecțiile acestea care vin în viața noastră, suferințele, problemele prin care trecem, ele ne fac pe noi mai dependenți de Dumnezeu și în același timp ne fac să urâm mai mult păcatul pe care noi cu atâta ușurință l-am acceptat încă în grădina Edenului. Faptul că Dumnezeu a scris lucrurile acestea negative, dure, grozave, dacă vreți, da? Eu aș scoate două lecții de aici. Primul lucru, Dumnezeu ne arată prin aceasta unde vei ajunge dacă te vei depărta de mine. Doi, dacă ai ajuns acolo, eu sunt lângă tine și cu mine poți ieși cu bine de aici. Da. Adică nu suntem asigurați că nu vom trece prin probleme. Da. Și nu este nicio diferență din oamenii care cred în Dumnezeu și care nu cred în Dumnezeu. Deci toți trec prin această viață. Cu aceleași, poate undeva e consecințe, în mare măsură depinde și de felul cum trăim noi. Deci în timp ce toate popoarele își retușează cumva și își ajustează istoria și eroii, eroii biblici sunt puși în fața lui Dumnezeu exact cu un... Și vreau ca să vă spun ce m-a... cumva mi-am amintit un pasaj unde spune cât de solemn în Cartea Tragediei Veacurilor, pagina 486, paragraful 3. Cât de solemn este gândul acesta. Zi după zi, trecând în veșnicie, duce cu el povara rapoartelor pentru cărțile din ceruri. Cuvintele odată rostite și faptele odată făcute nu mai pot fi șterse. Îngerii au înregistrat atât binele cât și răul. Și aici o propoziție super. Cuceritorul cel mai puternic de pe pământ nu poate chema înapoi nici măcar raportul unei singure zile. Faptele noastre, cuvintele noastre, chiar și cele mai ascunse motive, toate au greutatea lor în hotărârea viitorului nostru. Adică vreau să spun că aici a fost scrisă o istorie, dar noi, ca popor, noi se continuă istoria. Și cândva oamenii se vor... De ce spune că Domnul va șterge orice lacrimă din ochii lor? Probabil că lucrurile vor fi... Se scrie istoria... Se prezent. Scrie istoria păcatului de la început și până la urmă, dar și în această istorie a păcatului intervine dragostea lui Dumnezeu care însoțește pe cel care trece prin această istorie, dacă am ști mereu, dacă am conștientiza că tot ce facem, chiar tot ce gândim se scrie undeva cu atâta fidelitate, cred că altfel ar fi viața. Exact. Și Domnul să ne ajute ca istoria pe care o scriem noi să fie o istorie frumoasă. Ajungem la final și un pic am depășit cu câteva minute emisiunea, dar aș vrea ca să dați fiecare câte un gând cu ce ne alegem din acest minunat capitol. Iacov devine Israel. Cu atât mai mult că noi vom fi chemați să trecem prin, spune, paharul va fi băut, un pahar binecuvântat, dar amar. Fiecare va trece prin aceste experiențe, mai ales pe Marea Strâmtorare. Să ne ajute Dumnezeu ca această lecție să ne aducă și pe noi în starea să avem numele schimbat. Chiar dacă nu la direct, dar la figurat, să fim
oameni, foarte important, din înșelător, biruitor. Din oricine am fi, să fim biruitori. Da. Pentru viața veșnică, pentru binele. Eu aș dori tuturor celor care ne văd, care citesc Sfânta Scriptură, să aibă parte de experiența de care a avut loc Iacov. Pentru că cred eu că avem și noi viața noastră pe care am trăit-o, pe care o trăim, și chiar nu contează dacă ești a doua, a treia, a patra generație născut în familie adventiste, trebuie să existe momentul acela când noi ne întâlnim personal cu Dumnezeu. Iar asta schimbă viața și pentru asta este face să trăim pentru momentul acesta când ne întâlnim cu Dumnezeu. Da. Dacă îmi dați voi doar două secunde, eu mi-aduc aminte că personal eu m-am pocăit nu în ziua când am primit botezul. Eu m-am pocăit cu câțiva ani mai târziu, într-o noapte când eram într-o pădure. Pe lângă râul Iaboc. Pe lângă râul Iaboc. Și treceam improvizat prin scenele suferinților Domnului Iisus. Și atunci Duhul Sfânt a lucrat cu mine atât de puternic, încât m-am întrebat, Doamne, aici, în această noapte, aici, în această pădure, Tu mă înțelegi să înțeleg cine sunt, mă ajut să înțeleg cine sunt eu. Și văzându-mă în lumina evenimentelor care au avut loc acolo, în acea noapte, am înțeles că sunt un nimic și că am nevoie de acest Dumnezeu care să-mi dea o valoare, să-mi dea un alt nume, și Apocalipsa spune că acest Dumnezeu ne va da un alt nume. Iar acest nume va fi pentru veșnicii. Da. Îmi doresc mult acest nume. Foarte frumos. Fratele Alexandru o să se roage la sfârșit pentru ca această lecție să fie luată în serios. Vreau doar să citesc un gând din Mărturisirea pentru Predicator, spune așa, pagina 29. Mărturisesc înaintea fraților și surorilor mele că Biserica lui Hristos, așa slabă, cu defecte, cum pare a fi ea, este singurul obiect de pe pământ căruia îi îndreaptă atenția și grija așa supremă. Deși în biserică există rele și vor exista până la sfârșitul lumii, ne pare rău. Biserica din aceste zile de pe urmă trebuie să fie lumina unei lumi întinate, degradate de păcat. Așa slabă, cu defecte cum este ea, având nevoie de mustrare, de avertizare, de sfătuire, biserica este singurul obiect pe pământ asupra căruia Domnul Hristos își îndreaptă atenția lui supremă. Ce frumos e că în viața lui Iacob atâtea lucruri se întâmplă și totuși e înfășurat acest popor în dragostea lui Dumnezeu. Slavă să fie adus așa, unui așa Dumnezeu. Amin. Amin. Ne rugăm la sfârșit. Te lăudăm, Tată bun din ceruri, pentru această lecție extraordinară. Mulțumim pentru că Tu alegi cu grijă eroii credinței și descrii toate laturile vieții lor ca să ne fie de folos, ca cel ce stă să ia seama să nu cadă, iar cel ce cade să aibă toate motivele și toate pârghiile să se ridice. Amin. Ne consacrăm în brațele Tale. Îți mulțumim că ai grijă și de biserica Ta și de întreaga lume și de fiecare individ în parte și ne dorim ca să putem să prețuim aceste adevăruri, să scoatem lecțiile necesare pentru fiecare personal și să ne aducă bucuria mântuirii zi de zi și odată la sfârșit să Te putem vedea și să ne bucurăm așa cum s-a bucurat și Iacov când a simțit că într-adevăr a devenit Israel biruitor. Prin Domnul Iisus Te-am rugat și îți mulțumim că ne asculți. Amin. Amin. Stimați prieteni, fiecare dintre noi avem nevoie de un Iaboc în viața noastră, pentru că avem un Dumnezeu viu, un Dumnezeu sfânt și un Dumnezeu atotputernic. De aceea, fiindcă eu sunt viu, spune Domnul Hristos, și voi veți trăi. Cu Dumnezeu morți nu se întâmplă nicio schimbare, dar cu relația cu adevăratul Dumnezeu, cu viul Dumnezeu, se întâmplă ceva, pentru că El este viul Dumnezeu. Cu un Dumnezeu sfânt, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, în toată purtarea voastră se produce acea sfințire. Și cu Dumnezeu atotputernic, vom putea să spunem și noi ca Apostolul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Vă dorim succes și ne dorim și nouă același succes în
îndeplinirea acestei minuni a lui Dumnezeu în viața noastră. Pe curând!